Salut, sunt Sami și astăzi vom citi devoționalul împreună. Erai un copil bun, îi spuse Sasha lui David. Te-ai schimbat. Eu? Să mă schimb? Se prefăcu David nevinovat. Singurul lucru care s-a schimbat este că nu mai sunt un ratat. La școală ne ignori atât pe mine cât și pe ceilalți, de la biserică. Oh, răspunse David, deci ești invidioasă pe noi mei prieteni. Sasha nu răspunse imediat. Nu asta este vorba, spuse ea, după tăcere îndelungată. Este vorba despre mai mult decât atât. Ignor tot ce are legătură cu Hristos. Și? Vezi, te comporți de parcă nu ar conta. Nici nu mai știu cine ești. Credeam că ești creștin. Și eu credeam la fel, recunoscu David într-un final. Acum nu mai sunt așa de sigur. Citește Evrei 10 cu 19 la 23. Cum știi că ești creștin? Identitatea ta este definită în parte de ceea ce îți place, de cum reacționezi, de ceea ce simți și de credințele tale. Și cel mai mult este definită de cui îi aparții. Îi aparținem lui Dumnezeu pentru că El ne-a creat. Îi aparținem lui, însă noi am decis că nu vrem lucrul acesta. Toți am ales să nu-L urmăm pe Dumnezeu. Am ales să păcătuim, să facem răul din nou și din nou, să ne distanțăm de El, iar pedeapsa pe care o stabilește Dumnezeu pentru păcat este moartea, separarea totală și veșnică de El. Vechiul Testament a descris concret această separare. Prezența lui Dumnezeu se manifestă în templu, în locul preasfânt. Numai un preot putea să treacă dincolo de perdea ca să se apropie de prezența lui Dumnezeu, și numai o dată pe an. Iar acel mare preot îndrăznea să se apropie numai dacă avea sângele unui animal ucis ca jertfă pentru păcatele poporului. Dar un animal nu ne poate lua locul și nu poate muri pentru păcatele noastre. Fiul lui Dumnezeu, Iisus, a făcut-o. El a fost jertfa desăvârșită pentru toate păcatele din toate vremurile. Sângele lui deschide o nouă cale pentru ca noi să avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Moartea lui înseamnă că Dumnezeu ne curăță, ne acceptă și ne iartă vina și ne dă viața veșnică alături de El, care începe chiar acum. A deveni creștin începe prin a spune: Da, Doamne, accept moartea lui Hristos pentru păcatele mele. Recunosc că îți aparțin. Nu mai fugi de Dumnezeu, fugi spre El. Nu alege să te îndepărtezi, alege să-L urmezi. Textul de astăzi se găsește la Evrei 10 cu 22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Zi faină să ai!